știe cât am colindat. Râule cu apă lină, lasă treacă de la mine câte am îndurat. Azi e sufletul ca o zi senină. După ce am văzut și cultura de rapiță, iată, suntem la pe un teren unde se mănânc râu. Deja societatea agricolă mănășturiană, de câte îmi spunea Alin, a reușit să deja să însămânțeze în jur de 230 de hectare din total suprafață de aproape 500 de hectare care ne-am propus să semănăm de grâu. Acest este un teren în apropiere de localitatea Vinga, se și vede această biserică catolică impunătoare cu care ne mândrim și este, să zic așa, un monument istoric la care ar trebui să vină cât mai mulți vizitatori și să știți că avem destul de mulți. Ca și cultură de grâu, ce pot să vă spun, grânarul Europei este, a fost și sperăm să fie România. Este o țară cu care eu mă mândresc și sperăm să fie ce a fost înainte. Din păcate, cum vorbeam și unde ne-am întâlnit la ferma unde investim, unde vorbeam de investitorii străini, din păcate acești investitori străini ne invadează și ar trebui, fac un apel la cei care ar trebui să hotărască aceste lucruri, să dea o lege să o oprim, deși, cum v-am spus, este cam târziu. Cam tot terenul, majoritatea terenului s-a vândut. Ca o frunză, de oriunde aș migra sub urmă ca mea.